Preacucernici și preiubiți părinți, împreună slujitori, stimate domnule președinte al Consiliului Județean Arad, stimate domnule vicepreședinte, preacucernice, părinte arhidiacon, stimate autorități, iubiți credincioși, dacă ar fi să parafrazăm suferința Tatălui din Evanghelia ce s-a citit astăzi în Duminica a patra din Postul Mare și să o transpunem în suferința lumii în care trăim, am putea să facem un paralelism cu acest verset de la Evanghelistul Marcu, în care omul îi spune durerea înaintea Domnului Hristos: Doamne, Învățătorule, Fiul meu e chinuit de un diavol surd și mut. Și noi, făcând paralelism, am putea să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, lumea noastră întreagă e chinuită de mai mulți diavoli și surzi și muți, încât lumea a intrat în muțenie și în surzenie, de parcă suntem în pericol să pierdem calea cea adevărată
pe care suntem chemați să pășim împreună cu Tine spre veșnicie. Iubiții mei, acest pericol al pierderii cărării sau a căii cu Hristos, înspre Hristos și înspre veșnicie, o cale pe care neamul nostru o ține de peste 2000 de ani, fiind un popor creștin prin excelență, născut creștin, nu făcut. Acest pericol, ziceam, l-am sesizat împreună cu domnul președinte Iustin Cionca, un om al lui Dumnezeu, îmi permit să spun, într-un context care nu are nicio legătură cu politica, ci doar cu sufletul omului și cu dragostea de neam și țară. Și atunci am stabilit împreună cu dumnealui, cu părintele inspector, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Timotei, să întreprindem un demers prin care să tragem un semnal de alarmă ca toți să ne trezim din ispita aceasta pe care putem să o numim pierderea identității. Și iată că s-a concretizat un proiect atât de frumos pentru care mulțumim lui Dumnezeu, dar și autorităților aici la Arad, un proiect unic în România, pentru că mai sunt alte autorități care ar avea puterea să facă, nu neapărat prin prezența noastră, ci prin alte demersuri, să facă astfel de inițiative. Doar aici, la Arad, în toată România, s-a concretizat acest interes de a zidi duhovnicește cetatea sufletului românesc și a credinței străbune la vestul țării. Ca să vorbesc mai concret, e vorba de mai multe conferințe însoțite de pricesne și organizatorii au avut inspirația să numească acest demers Bucurie în Ortodoxie, nu referindu-se neapărat la ceea ce înseamnă Ortodoxia, confesiunea noastră strămoșească, dragă și sfântă, ci referindu-se la firea omului, ca așa zice Părintele Rafael Noica, că Ortodoxia nu trebuie înțeleasă neapărat o confesiune. Ea este însăși firea omului. Ortox, doxas, zice dumnealui, dreaptă slăvire. Omul a fost creat de Dumnezeu pentru ca acesta, omul, să-i aducă lui Dumnezeu dreaptă slăvire. De aceea Ortodoxia este însăși firea omului. Și bucuria aceasta nu putea să vină decât prin întâlnirea dintre noi, suflet către suflet, prin rugăciune și prin cântare, pentru că a fost întrebat un părinte din Sfântul Munte cum să trecem peste vâltoarea și negura acestor vremi. Și părintele s-a rugat puțin și a zis așa, rugăciune neîncetată și cântare câteodată. Rugăciunea și cântarea, iubiții mei, sunt două caracteristici esențiale ale perioadei numite post. Tot în Evanghelia de astăzi ați văzut că după ce Domnul Hristos a izgonit Duhul cel mut și surd de la copilul bolnav, ucenicii l-au întrebat așa mai deoparte, mai în taină, Doamne, dar noi de ce n-am putut să aruncăm Duhul? Și a zis Domnul Hristos, acest neam de demoni nu poate fi alungat decât cu post și rugăciune. Noi, creștinii, suntem în perioada postului și a rugăciunii, în care lupta noastră nu e împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva stăpâniilor, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din văzduhuri, care, din păcate, pun stăpânire pe anumiți semeni ai noștri, pe care îi compătimim, nu-i judecăm și doar ne rugăm pentru ei, încercând să nu ne pierdem dragostea pe care însuși Dumnezeu are pentru ei. Și mă refer la cei semeni ai noștri, ajunși în situații cheie de putere în Uniunea Europeană, care vin și ne propun alte căi decât cele ale lui Dumnezeu, cu principii străine neamului nostru, cu lucruri de neînțeles, cu valori întoarse pe dos, cu aberații sociale, duhovnicești și antropologice. Dar despre asta vă voi vorbi puțin mai spre final. Am făcut doar o introducere ca să înțelegeți de unde vine demersul nostru acesta de a însoți cântarea și rugăciunea cu actul de mărturisire. Iubiții mei, poetul Traian Dorz a compus aceste versuri frumoase pe care vi le-am cântat. Să nu te părăsesc pe tine, Mântuitorul meu cel Sfânt. De-ar fi să părăsesc în lume tot ce am iubit pe acest pământ.
Părintele Arsenie Boca ne avertiza că va veni o vreme în care se va produce cernerea și se va cere discernământul nostru al creștinilor. Lumea de apoi va fi împărțită între cei care mărturisesc și merg pe cărare, pe calea vieții împreună cu Domnul Hristos și alții care adoptă alte principii, alte înțelegeri, alte trăiri, alte credințe, alte religii, alți Dumnezei în afară de Dumnezeul cel adevărat. Și aici mă refer la Dumnezeul banului, Dumnezeul plăcerii, Dumnezeul măririi și al avuției, alți idoli moderni ai lumii care se ascund sub tot felul de paravane ca să nu-i vedem, numindu-le aceste paravane progresiste sau în concordanță cu lumea. Semnalul nostru este legat de faptul că vrem să trăim conștiința, să trezim conștiințele și conștiința neamului. O conștiință care, regăsită într-un adevăr, ne spune că a fi român înseamnă a fi creștin. Pentru că de peste 2000 de ani poporul acesta n-a știut altă cale decât împreună cu Hristos. Suntem singura națiune de pe pământ, oameni buni, a cărei certificat de naștere este identic cu cel de botez. Ce înseamnă acest lucru? Încreștinarea neamului nostru s-a produs în momentul în care s-a și format neamul. Din contopirea celor două culturi, dacă și romană. În acel moment, apostolul Andrei, cel întâi chemat la apostolie de Domnul Hristos, a propovăduit la gurile Dunării, ajungând până în cetatea de la Sarmi Segetuza și plantând în sufletele oamenilor sămânța cuvântului Evangheliei. Așadar, când ne-am format ca popor, ne-am și încreștinat. Și de peste 2000 de ani, neamul acesta, și când zic neam, mă refer la mama, la tata, la bunicul, la bunica, la străbunicul și la tot neamul care merge până la legătura cu Sfântul Apostol Andrei, tot neamul acesta de peste 2000 de ani a ținut o singură cale. Calea lui Dumnezeu. În demersul modern care ni se propune, numit globalizare, să știți că avem două variante. Prima variantă este calea moșilor și a strămoșilor noștri, nu împotriva cuiva, nu protestând, nu împotrivindu-ne, nu judecând, nu aruncând cu noroi, ci doar ținând la valorile noastre și afirmându-le, și aceasta e calea lui Hristos. Iar altă cale este fără de Dumnezeu, în care toate valorile sunt întoarse pe dos. Copiilor noștri le putem spune că ei pot să-și aleagă ce vor să fie, băiat sau fetiță. Mama e scoasă din ecuația vieții, pentru că nu le mai putem spune copiilor să spună mamă și tată, ci părinte 1 și părinte 2. Și aberațiile sociale vor continua și pot continua. Deci asta e altă cale care nici de cum nu e a lui Dumnezeu, care nici de cum nu e a neamului nostru, care nici de cum nu e a mamei și a tatălui meu, a bunicului și a bunicei mele, și care nici de cum nu duce în împărăția lui Dumnezeu, oricât de multă bunăstare închipuită și falsă ni s-ar propune în schimbul vânzării credinței și a sufletului nostru. Dar noi, dragii mei, nu ne pierdem nădejdea, pentru că suntem prieteni ai lui Hristos de peste 2000 de ani. Însă nu putem nici să stăm adormiți și amorțiți de acești diavoli. Și nu mă refer la oameni când zic asta, mă refer la duhurile necurate, ca să fie foarte clar, care vin și astupă urechile unora din societatea noastră, închid ochii lor și închid și gurile celor care ar trebui să mărturisească. E vorba despre acest diavol din Evanghelia de astăzi, al surzeniei și al muțeniei, probabil înzestrat și cu duhul necurat de a închide și ochii care văd adevărul și realitatea în termenii corecției săi. Oarecum acesta a fost motivul pentru care ne întâlnim și mulțumim lui Dumnezeu că suntem astăzi. Mulțumim organizatorilor, mulțumim domnului președinte, mulțumim părinților, dar mulțumim și dumneavoastră pentru că ați venit într-un număr atât de frumos ca să mărturisim împreună prin Sfânta Liturghie, prin cântarea numită priceaznă, prin rugăciune, prin dragoste față de tot, să mărturisim adevărul. E îmbucurător faptul că și dintre cei tineri ai noștri din neamul nostru au curajul să vină să mărturisească adevărul, punând în lucrare darurile pe care Dumnezeu le-a dat.
După cum ați văzut în timpul Sfintei Împărtășanii, avem un fiu al dumneavoastră aici în Sfânta Biserică, de aici de la Lipova, Bogdan, care are un dar de la Dumnezeu și cântă tare frumos. El ne-a cântat o priceaznă în timpul Împărtășanii și acum, ca să mai îndulcească amărăciunea pe care v-am expus-o eu, îl rog pe el să vină și să vă cânte o priceaznă în cele ce urmează, după care voi reveni eu. Vă mulțumesc tare frumos! Pe Bogdan puteți să-l aplaudați, să știți! Bogdan ne spune că are pregătit și un negativ, ca să sune mai frumos. Îl dăm domnului profesor. Nicio problemă, Bogdan, cu... avem cu ce să punem negativul. Da? Până una alta, vreau să mulțumesc și eu domnul profesor Vasile Rus. E directorul Centrului Cultural și dirijorul ansamblului, care deja reprezintă o emblemă a Aradului, Rapsodia. Știți formația Rapsodia de muzicieni cu totul și cu totul deosebiți. Și astăzi a venit alături de noi să susțină și e împreună cu noi, bineînțeles, pentru că proiectul se derulează prin instituția pe care o reprezintă, Centrul Cultural Arad. Îi mulțumim tare frumos, îi mulțumim și domnului Sorin Tomuș, care e alături de noi aici și ați văzut cât de frumos nuanțează cu această toacă și aceste clopote întâlnirea noastră. Ați rezolvat, Bogdan? Să ai binecuvântare să ne cânți frumos. Aplaudați-l și susțineți-l pe Bogdan pe adina noastră. Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Dumnezeu.
mulțumim frumos lui Bogdan din toată inima. Mai aplaudați-l o dată că merită, să vă rugați pentru el, să țină Dumnezeu glasul frumos și să cânte în continuare. Felicitări părinților, felicitări dascălilor, profesorilor, bunicilor și tuturor celor care învață pe copiii noștri calea lui Dumnezeu și anume faptul că rămânând pe această cale, noi practic ne consolidăm identitatea noastră. Dar mai cântăm ceva împreună și apoi vă vorbesc despre identitate. Iisus al meu, prieten bun, din anii tineții, cu tine eu că
prea iubiții mei, aceasta este calea de a fi prieteni cu Hristos și calea aceasta ne dă identitatea noastră, pentru că în lumea modernă în care trăim avem nevoie de identitate. Aveți și cărți de identitate, nu-i așa, buletine, aveți. Ei, ați văzut că acolo pe fiecare buletin sunt niște cifre care reprezintă identitatea noastră. Fără acelea, fără buletin, n-am avea valoare în societate. N-am putea să mergem la bancă, bine ar fi să nu mergem. N-am putea să călătorim, n-am putea să facem aproape nimic. Ei, dar să știți că așa e și cu identitatea sufletească. Acolo e vorba de o identitate socială, aici e vorba de o identitate duhovnicească. Iar în locul cifrelor, noi avem valorile pe care le-au lăsat moșii și strămoșii noștri. În primul rând, cea mai importantă dintre valori este credința strămoșească. Noi suntem români pentru că avem credința noastră. Apoi, pe locul 2, am putea să punem limba maternă. Suntem români și creștini pentru că vorbim limba pe care am învățat-o de la mama noastră. Avem identitatea noastră de români și de creștini pentru că avem portul nostru popular. Avem tradițiile noastre, obiceiurile noastre, cântecele noastre, modul nostru de a fi, principiile noastre, sărbătorile noastre. Toate acestea, iubiții mei, creează identitatea noastră. Și dacă avem identitate, să știți că vom fi apreciați de multă lume, de lumea întreagă, chiar lumea globalizată. Dacă le vom pierde pe acestea, nu vom mai ști cine suntem, de unde venim și nu vom ști, cel mai grav, unde trebuie să ajungem. Iar destinația noastră e clară, e cerul. N-avem altă destinație. Un cer nou și un pământ nou. Iar în cerul cel nou și pământul cel nou va trebui să fim de-a dreapta Domnului Hristos. Pentru că acolo ne duce calea pe care au mers moșii și strămoșii noștri. Prietenia cu Domnul Hristos înseamnă preocuparea noastră permanentă de a ne asemăna cu El. Vedeți că în popor se spune că cine seamănă se adună, nu-i așa? Păi dacă noi ne adunăm cu Domnul Hristos, înseamnă că trebuie să fim ca și El, să semănăm cu El. Și atunci scopul omului pe pământ, acesta este scopul suprem, asemănarea cu Dumnezeu. Și asemănarea cu Dumnezeu o primim și o accesăm, o punem în lucrare doar cu ajutorul lui Dumnezeu și doar stând aproape de Hristos. Că dacă El e departe de noi și noi suntem departe de El, cum să ne asemănăm? Că nu-L înțelegem. Nu ne putem asemăna decât dacă avem o relație de comuniune cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu atât de mult ne iubește, încât El își dorește să fim într-o relație de unitate, de prietenie, ca și doi prieteni permanenți. Și relația aceasta de prietenie, să știți că se ține prin rugăciune, în primul rând, care mai ales în postul mare, dar nu numai în postul mare, trebuie intensificată. Gândul nostru în calitate de creștini și inima noastră trebuie să fie permanente la Domnul Hristos, permanent lipite de Domnul Hristos. Domnul Hristos trebuie să fie respirația noastră, zice un Sfânt Părinte, să ajungem să respirăm pe Dumnezeu cum respirăm aerul. Și aceasta e rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Acum câteva săptămâni l-am pomenit pe Sfântul Grigore Palama, cel care a inițiat și a făcut un întreg demers, o întreagă mișcare duhovnicească numită Isihazm, învățându-i pe oameni să spună permanent această rugăciune. Și dumneavoastră, ca și mine, probabil aveți la mână aceste metanii, aceste bobițe. Să știți că ele nu sunt brățări. Ele sunt elemente de exercițiu ale rugăciunii, ca să nu uităm de rugăciune. Sfântul Grigore Palama dăduseră un canon celor din Tesalonic, care aveau peste 70 de ani, ca în momentul în care se plimbă pe stradă, să țină aceste metanii permanent sus în mână, ca nu cumva cineva să uite de rugăciune inimii. Așa era trăirea creștinilor de altă dată. Noi le avem astăzi pe mână ca să știm câte bobițe avem și de câte ori zicem rugăciunea. Că azi zicem poate de 100 de ori, mâine de 200, poi mâine de 300 și poate arunduiește Dumnezeu să ajungem să zicem permanent. Că de aceea îi spune rugăciunea din toată vremea, cea care se spune permanent. Un alt Sfânt Părinte al Bisericii noastre, Sfântul Calenic de la Cernica, Irak, adică episcop care are moaștele întregi la Mănăstirea Cernica, lângă București, ca să nu piardă legătura cu Hristos, noaptea se așeza pe un scaun din lemn, inconfortabil, lua o bilă din fier în mână
își punea picioarele într-un lighean de tablă și începea cu în altă mână, ținea bobițele, metaniile și spunea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Când îl biruia somnul și a țipea, scăpa bila de fier din mână, care zdrongănea în lighean și iară se trezea și începea din nou rugăciunea. Ce frumoși erau sfinții noștri și sunt în continuare. Poate că nouă nu îi se cere atât, dar ni se cere măcar starea de prezență, gândul la Dumnezeu și cât putem de mult să spunem. Apoi, a fi prieten cu Hristos mai înseamnă un lucru, că am cântat așa frumos, Iisuse al meu prieten bun. Pe lângă rugăciunea neîncetată, a fi prieten cu Hristos mai înseamnă și capacitatea de a-L vedea în cel de lângă tine pe însuși Domnul Iisus Hristos. Mare taină este aceasta. Cea mai mare taină din vreo religie existentă vreodată pe pământ. Să ai punct de reper al divinității în semenul de lângă tine. Și acest lucru tot Domnul Hristos ne învață, pentru că spune că la finalul veacurilor aceasta va fi măsura judecății noastre. Când am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, însetat, mi-ați dat să beau, gol, m-ați îmbrăcat, în temniță m-ați cercetat, bolnav și ați venit la mine. Și vor zice toți, sperăm să zicem și noi, să fim cei care vom zice Domnului, Doamne, dar când ți-am făcut toate acestea? Și El ce va zice, Domnul Hristos? Când ați făcut semenilor voștri, fraților mei, mie mi-ați făcut. Auziți? Adică eu, dacă i-am făcut soție, i-am făcut lui Hristos. Dacă i-am făcut copilul, i-am făcut lui Hristos. Dacă i-am făcut părintele, i-am făcut lui Hristos. Dacă i-am făcut Domnului cutare lui Hristos. Dacă la serviciu am ajutat pe cineva, l-am ajutat pe Hristos. Dacă cineva m-a scuipat și l-am iertat, am iertat ca și cum iartă Hristos. Da, e mare taină aceasta. Să ajungi să vezi în toți ceilalți pe însuși Domnul Hristos. Și acum eu, prin bisericile pe unde merg, am bucuria de a spune o întâmplare minunată a unui Sfânt Părinte din Pateric. Sigur că Domnul Președinte și cei care mă însoțesc peste tot poate să plictisesc de mine, dar le-o tot spun de câte ori pot, ca să vă spun și dumneavoastră. Zice, cum poți să vezi pe Hristos în cel de lângă tine, care poate e un nenorocit? Și atunci a venit răspunsul din Pateric, dincolo de faptul că n-avem voie să judecăm pe nimeni. Că nu-i timpul judecății, e timpul iubirii acum. Judecata vine, când vine Domnul Hristos pe norii cerului. Fac o paranteză și vă spun, știți ce se întâmplă cu cel care judecă pe aproapele său? Acela îl surclasează pe Dumnezeu, adică se pune mai presus decât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu încă nu judecă pe nimeni. E cu brațele deschise pe cruce și așteaptă pe toți să se întoarcă. Și atunci tu, omule, te pui mai presus de Dumnezeu și judeci pe aproapele tău. Și zici, uite ce a făcut, uite ce a zis. Îl osândești chiar. Păcatul e foarte mare, să știți, să vă feriți de el. Seamănă, zice Domnul Hristos, cu păcatul uciderii. Cel ce zice fratelui său raca, adică nebunule, cel care judecă pe fratele său și îl înjosește, zice că săvârșește păcat ca și cum i-ar ucide sufletul. Noi dacă deschidem posturile de televiziune, ferească Dumnezeu. Că s-a mutat toată judecata pe posturile de televiziune. Prin ziare nu mai zice nimeni de bine, omul unul de altul. Și închei paranteza. Deci dincolo de faptul că nu avem voie să judecăm, avem datoria să vedem în cel de lângă noi pe Domnul Hristos, cum a văzut părintele acesta din Pateric, care trăia într-o peșteră, mânca o bucată de pâine odată pe săptămână și când a venit de la plimbare, de la rugăciune, poate în peștera lui, a găsit acolo un criminal, evadat de la ognă. În zeghe, toată ruptă, murdară, netuns, nespălat, împuțit. Îi fura bucata de pâine să o mănânce. Oare care dintre noi ar fi putut să-L vadă pe Hristos în cel nespălat? În ognașul criminal. Dar Părintele a putut. A avut puterea aceasta. Și a zis, Hristos al meu, nu pleca de la mine. Și s-a speriat ognașul. Și a zis, eu nu sunt Hristos, Părinte. Eu sunt un ognaș. Am evadat de la ognă. Ți-am furat pâinea să o mănâncă, sflămând. N-am mâncat de o săptămână nimic. Și a zis, Părintele, nu. Tu ești atât de valoros înaintea lui Dumnezeu, încât însuși Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru tine. Și asta nu e o poveste, e o realitate istorică. Și a început să-i povestească cum Hristos a plătit păcatele lui. Și că el practic nu mai are nicio datorie. Și nici la ognă nu mai trebuie să se întoarcă. Cu o condiție, dacă schimbă viața, adică dacă se pocăiește. A te pocăi înseamnă a-ți schimba viața.
Nu ați schimbat confesiunea în care a rânduit Dumnezeu să te naști. Pentru că aceea nu poate fi schimbată. Mama, tata, țara, limba, credința nu ți-o alegi. Sunt daruri ale lui Dumnezeu. N-ai cum să le schimbi, pentru că te denaturezi sufletește. Când o schimbi pe mama, cum să o schimbi? Cum să schimbi tatăl? Cum să schimbi credința moșilor și a strămoșilor, care e plătită cu sânge și sfințită cu jertfă umană? Gândiți-vă doar la Brâncoveanu și la fiii săi. Și exemplele pot continua. Și atunci mă întorc la Ognaș și a zis, ce înseamnă să mă pocăiesc? Să schimb viața. Și și-a schimbat-o. Și-a plâns păcatele. A fost conștient de toate darurile pe care Dumnezeu i le-a dat prin taina pocăinței, apoi prin cea împărtășanie despre care o să vă cânt imediat. Și-a schimbat viața și a devenit și el sfânt. Deci iată, a fi prieten cu Hristos înseamnă a avea puterea de a vedea dincolo de aparențe. De a vedea valoarea umană a fiecărui semen al tău și de a o pune totodată în lumină, de a o valoriza. Dar toate acestea, iubiții mei, nu se pot întâmpla și nu se pot împlini decât dacă ajungem la un grad de comuniune desăvârșită cu Domnul Hristos. Și acel grad de comuniune se află, știți unde? Cine vrea să intre în comuniune desăvârșită cu Domnul Hristos până la ultima picătură a sângelui Său, nu numai la nivel mental, de minte, sau de emoție, sau de sentiment, la nivel duhovnicesc, sufletesc, ci și la nivel trupesc, până la nivelul ultimei celule. Cine vrea să intre în comuniune de dragoste cu Hristos, poate să intre. Trebuie doar să se străduiască un pic. Să aibă frică de Dumnezeu, credință și dragoste cu care preotul vă cheamă de fiecare dată să vă apropiați de Sfântul Potir. Că acolo e Dumnezeu cu toată puterea Lui, cu toată bunătatea Lui, cu toată iubirea Lui. Mi-a zis cu atâta bucurie Părintele Paroh astăzi și cu o lumină în suflet că vin copiii la Sfântul Potir și e bine și e minunat. Că pentru ei ține Dumnezeu lumea. Dar să știți că bucuria Dumnealui a fost numai de jumătate. Ar fi fost de plină dacă toată biserica se împărtășa. Că doar de asta s-a făcut liturghia. De ce credeți dumneavoastră că se săvârșește Sfânta Liturghie? Pentru că în cadrul Sfintei Liturghii, după ce îl rugăm pe Dumnezeu, după ce ne pregătim, El vine prin invocare și prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu, care e infinit, e putere absolută, e împăratul Universului, e bunătate absolută, iubirea desăvârșită. Vine și se așează de dragul nostru, oamenilor, într-o bucățică de pâine și un strop de vin. Nu că ar avea El nevoie de treaba asta, ci că avem noi nevoie de treaba asta. De dragul nostru, ca să ni se dea până la nivelul de a-L gusta. Până acolo. Să nu rămână Dumnezeu ca idee undeva departe, cum e în secularizare, și în Europa Occidentală, și noi în altă parte. Și a, suntem, ia, Dumnezeu cu treaba Lui, noi cu treaba noastră. Nu! Între noi și Domnul Hristos e relație de iubire absolută. Primii creștini, știți cât de des se împărtășau? Știe cineva de aici din biserică? În fiecare zi. N-am greșit. În fiecare zi. Uite, îngerașul de aici știe. De acolo le-a venit puterea de a mărturisi chiar cu viața lor. Gândiți-vă că 313 ani creștinism a fost interzis. Era doar destul să declar că ești creștin și erai decapitat. Când pornea câte o prigoană, nu se mai făcea nicio judecată, nimic. Ești creștin la moarte. Și toți mergeau cu dragoste și cu bucurie, cântând. Nu s-au plâns niciunii dintre ei. De unde puterea aceasta? De unde dragostea asta față de Dumnezeu? Că nouă astăzi ni se cere să facem milostenie 10% pentru Dumnezeu și ne cam codim și zicem, a, dintr-un milion să dau 10, dintr-o sută de lei să dau 10 lei, cam mult, e grea viața. Ei dădeau totul, viața, pentru ei. Pentru Hristos. De unde puterea? De unde dragostea? Simplu. Din Sfânta Împărtășanie. Se ascundeau prin crăpăturile pământului, prin pește, prin morminte, prin munți. Prin catacombe, mai știe Domnul Sfânt pe unde să săvârșească Sfânta Liturghie, care era interzisă. De ce săvârșeau Sfânta Liturghie? Pentru a se împărtăși.
La noi e liber astăzi. Eu mă așteptam, domnul președinte, ca după pandemie, noi preoții să trebuiască să împărtășim la fiecare liturghie cel puțin 3-4 potire odată. S-a revoltat lumea, s-a închis biserica. Nu ne mai lasă să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, ne contaminăm. Cum să te contaminezi cu sănătate din potire? Acolo nu poate fi boală niciodată. N-a știut nimeni să răspundă acest lucru. Filmau televiziunile și trebuia să le se spună simplu, măi oameni buni, ce e întunericul? Întunericul este lipsa luminii. Ce este boala? Lipsa sănătății. Ei, să știți că noi, creștinii, credem acest lucru și îl mărturisim. Hristos e lumina, Hristos e sănătatea. Și atunci, într-o ecuație logică, în potir, dacă e lumina și sănătatea, nu poate fi întunericul și boala. Niciodată. Ați înțeles cum vine treaba asta? Și cât e de simplu. A trecut. Acum ni se dă voie să ne împărtășim. Dar nu avem timp. Și nu e important. Și atunci nu avem nici putere, nu avem nici credință, nu avem nici vindecare. Și cel mai grav lucru este că suntem în pericol să pierdem calea. Să băgăm de seamă. Cât de părăsit ești, Doamne, în preasfântul Tău altar, unde Tu îi aștepți pe oameni gata să Te oferi în dar. Cât de părăsit ești, Doamne, în preasfântul Tău altar, unde Tu îi aștepți pe oameni gata să Te iar greu i-a aruncat și smut.
și mulți creștini de-ai tăi, Hristoase. De nepăsare s-au pătruns. De-ar fi să vii acum, Doamne, nu-mi este noapte, ci na mea. Lumea în care trăim este o lume a nepăsării. S-a închis fiecare om în el însuși și a împietrit inima, nu-i mai pasă de Hristos. Adică nu-i mai pasă de cel de lângă el, că vorbeam și ziceam că Hristos e în fiecare dintre noi. Și atunci Domnul Hristos vrea să ne pese, să fim implicați, să fim prezenți. Această implicare ne poate salva, pentru că trebuie să înțelegem relația noastră cu Domnul Hristos, zice Părintele Arsenie Papacioc, precum e relația dintre mire și mireasă, în limba greacă, sufletul e la feminin, pentru că e mireasa lui Dumnezeu, psihi. Suflet e la feminin. Sufletul e mireasa. Domnul Hristos e mirele. Și mirele și mireasa trebuie să trăiască o relație de iubire. Această relație de iubire nu poate fi trăită decât printr-o stare de prezență. Îți pasă în fiecare zi de Dumnezeu, în fiecare clipă, cu respirația ta. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, dai aerul afară, miluiește-mă pe mine, te gândești la El, îți pasă de El. Ce-ar face Domnul Hristos? Ce-ar spune? Cum ar ierta? Cum ar îmbrățișa? Cum ar acționa? Lumea e în nepăsare și adormire, de bunăstare, de idealuri înalte, de cai verzi pe pereți, vorba cântecului. Nu se mai gândesc oamenii la Dumnezeu și la faptul că astăzi este ziua lui Dumnezeu. Mâine nu mai contează, poate nu prindem mulți dintre noi. Relația dintre mire și mireasă. O poveste de final care să vă încurajeze în viață și care ne dă curaj tuturor cărora ne pasă de Dumnezeu. S-au căsătorit mirele cu mireasă, au plecat la casa lor și tânărul soț a zis, mă duc în pădure după lemne cu calul. Știți pilda asta? De la Părintele Arsenie Papacioc. A mers el în pădure și ea a rămas acasă. Și pentru că îl iubea, sincer, a zis, să-i fac ce-i mai bun. Să-i fac ceva bun. Să-i demonstrez că iubesc. Uite, o să pregătesc cea mai bună rețetă pentru el, pentru iubitul meu. Și-a pus bucatele, a pregătit rețeta după cum știa de la mama ei, dar nefiind experimentată, a pus prea multă sare. Și când a gustat, Doamnele știu, uite că zâmbesc. Ați pățit și dumneavoastră. N-ați pățit. Când a gustat, a văzut că nu erau bune bucatele, erau prea sărate. A început să plângă tânăra soție, dar n-a deznădăjduit și a zis, uite, până de seară mai am timp să încerc din nou. Iarăși a pus bucatele. A avut grijă să nu mai pună sare, le-a pregătit, le-a pus la foc, dar era prea sfințit și nu erau pregătite, nu erau fierte, nu erau coapte. Și atunci a băgat mai multe lemne pe foc decât trebuia. N-aveau gaz. N-aveți nici aici. Ați găsit gaz la Lipovan. Așa, nu înțeleg. Mai bine, că-s facturile ferească Dumnezeu. Și a pus mai multe lemne pe foc. Și vă dați seama ce s-a întâmplat. S-au afumat, s-au prins de oală. Ei, și acum e partea frumoasă a relației noastre cu Dumnezeu. A venit acasă mirele. A intrat și a găsit-o plângând. Și a zis, draga mea, de ce plângi? Păi mă, uite, m-am străduit toată ziua să-ți fac ceva bun și n-am reușit. Și de ce ești tristă? Aș fi vrut să fac ceva bun pentru tine, să-ți fiu pe plac. Și nu sunt stare de nimic, nu-s vrednic. Uite ce am pățit și a povestit. Și atunci a întrebat-o mirele și a zis, păi tu, astăzi n-ai făcut altceva decât să te gândești la mine? Da. N-ai avut alte preocupări, nu te-ai plimbat prin natură, n-ai stat cu vecinile la vorbă, nu te-ai odihnit câteva ore pe pat. Nu. M-am străduit. Rețineți cuvântul. M-am străduit.
să-ți fac ceva pe plac, dar nu mi-a ieșit nimic. Și atunci a prins-o blând în brațe, a salutat-o și i-a spus, iubirea ta și străduința ta îmi sunt destul. Vedeți, așa e și relația noastră cu Dumnezeu. Zice psalmistul David că toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu e ca o cârpă lepădată. El care a fost sfânt. Prorocul David considera că nimic n-a făcut bine înaintea lui Dumnezeu. Tot binele pe care l-a făcut se asemăna cu o cârpă lepădată. Așa spun toți sfinții. Dar nu deznădăjduiesc. Că nimeni nu poate să-i fie pe măsura lui Dumnezeu. Să iubești, dar El e iubirea infinită. Să ierți, El iartă necondiționat, absolut. Nu poți să-i fii pe măsura lui Dumnezeu, că El este infinitul. Dar măcar să te străduiești mireasa Lui. Ca să auzi cuvintele acestea. Mi-e destul că te-ai străduit, că te-ai gândit la mine. Așa trebuie să fie viața noastră. Prioritatea numărul 1 a vieții. Să fie relația noastră cu Dumnezeu. Scopul vieții noastre. Relația de asemănare a noastră cu Dumnezeu. Și avem mijloacele la îndemână. Ne asemănăm slujindu-i pe ceilalți. Care pentru noi trebuie să fie Hristos. Acum, înainte de încheiere, vreau să cântăm împreună cântarea Mama, care știu că vă place foarte mult, pentru că se încadrează în acest aspect al mărturisirii identității noastre, în care pentru noi, oamenii care suntem împreună cu Hristos, Mama reprezintă cea mai înaltă demnitate de pe planetă, mai mare decât a președintelui Statelor Unite. Tot repet acest lucru, Părinte Inspector, dar am canon de la Părintele Duhovnic, de la Părintele Andrei, să spun tuturor oamenilor că Mama are o demnitate mai mare și mai importantă decât a președintelor Statelor Unite. Și argumentul e logic. Acela care e cel mai puternic om de pe planetă, se spune, poate că nu e așa, nu ne interesează, acela se schimbă odată la 5 ani. Mama nu se schimbă niciodată. Vedeți, și vin unii și ne propun să o scoatem din ecuația vieții. Să nu-i mai spunem pe nume. Să zicem Părinte 1 și Părinte 2. Săracii de noi, săracii de ei, să nu ne lase Maica Domnului. Și pe ei să întoarcă Dumnezeu. Să le lumineze mintea pe care a întunecat-o cel rău. Și să nu ajungem în asemenea situații în care se pare că deja țările nordice au ajuns. Își duc copilașii la grădiniță, mi-a povestit cineva acolo, și o săptămână le dă voie să fie... Nu contează că s-au născut băieți sau fetițe, auziți? O săptămână le dă voie să se îmbrace, să se poarte ca băieții, tuturor, altă săptămână ca fetițele, ca să-și aleagă ei ce vor să fie. Păi cum adică? Împotriva naturii umane. E o urăciune a pustiirii. Și atunci datoria noastră este să plecăm mai mult genunchi, să vărsăm mai multe lacrimi a celor care suntem aproape de Hristos, să-i rugăm, să rugăm pe Domnul Hristos ca să alunge aceste duhuri necurate, acești diavoli ai minciunii, ai surzeniei, ai muțeniei, de la oamenii aceștia care, uite că din păcate au ajuns să aibă putere de neconduce. Într-o Europa în care, vă spun să știți asta în calitate de creștini, când s-a fondat Uniunea Europeană, ea s-a fondat pe fundamente sau pe baze, pe principii profund creștine. Culoarea roșie a steagului, iertați-mă, culoarea albastră a steagului, reprezintă culoarea credinței creștine, a creștinismului. Așa au hotărât cei care au fondat Uniunea Europeană. Și au zis mai mult, hai să punem un simbol creștin. Și au zis, hai să punem pe Maica Domnului pe culoarea albastră. Unii dintre ei, fiind anglicani sau reformați, n-au avut cultul icoanei. Și au zis, nu punem icoană, dar punem ceva, un simbol al Maicii Domnului, al Fecioarei Maria. Și au găsit un simbol în Apocalipsă, capitolul 17, în care Sfântul Ioan Evanghelist o vede pe Maica Domnului venind pe norii cerului la parusie, încununată cu 12 stele. Și au pus cele 12 stele pe steagul Uniunii Europene. E simbolul Maicii Domnului. Așa s-a fondat Uniunea Europeană. Unitate în diversitate. Principiu creștin absolut profund. Toți trebuie să fim una, deși suntem diverși. Mai multe națiuni au un loc, mai multe culturi, mai multe credințe. Dar toți trebuie să fim copiii lui Dumnezeu. Cât de frumos, ce principii frumoase. Ce distanță imensă de acolo, de unde s-a pornit, până astăzi când ni se spune, nu mamă și tată. Părinte 1 și Părinte 2. Pentru că dacă o scoți pe mama din viață, ai scos totul. Ai dărâmat societatea
Și s-a terminat totul, că mama-i viața, mama-i mângâierea, mama-i bunătatea, mama-i cuvântul, limba-i maternă. Mama înseamnă lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. A întrerupt legătura dintre om și Dumnezeu, care e mama, ai pierdut națiunea umană. Pentru asta trebuie să ne rugăm. Să nu îngăduie Dumnezeu astfel de ispite. Stau adeseori pe gânduri și privesc primăvara, florile cum înfloresc pe câmpie mielușei spurdă lângă mama lor. Ci numai viață și înviere. Dacă Hristos a înviat, credem și noi că vom învia. Nu ne îndoim de acest lucru. Iar cei dragi ai noștri plecați dincolo, să știți că nu sunt departe. Ei sunt în ceruri. Nu sunt în cer, la singular. Cerul este cel pe unde zboară avioanele, da? Cerurile sunt realități duhovnicești de viață paralelă, duhovnicească cu a noastră. Zice Părintele Constantin Galeriu, Părintele Profesor, atât de aproape încât am putea să punem mâna
pe ai noștri, atât de aproape sunt de sufletul nostru. Astăzi, aici, în Sfânta Biserică, și ai mei cei dragi, cei noastre care au fost pomeniți de către părinți la Sfânta Proscomidie, sunt prezenți. Pomenirea lor îi face prezenți. Nu mă credeți? Nu v-au învățat părinții că n-aveți voie să spuneți numele celui rău? Nu îi ziceți pe nume, că dacă îi spuneți numele, el se face prezent acolo. Așa e și în partea pozitivă a vieții noastre. Când ai rostit numele unui Sfânt, numele lui Dumnezeu, numele Maicii Domnului, numele celor dragi ai noștri, ei din punct de vedere energetic, spiritual, duhovnicesc, cum vreți, se fac prezenți acolo, vin alături de noi. Să nu vă îndoiți de acest lucru, să vă bucurați mai mult decât să vă întristați, în nădejdea faptului că ne vom întâlni cu toții. Și timpul nu-i lung. Viața, uite, așa trece. Doar ni se pare nouă că e lungă. E vânt care vine și trece și întâlnirea este inevitabilă. În schimb, străduința cea mare, pentru, mai ales pentru copilașii noștri și nepoții noștri, trebuie să fie aceea de a le lăsa aceste adevăruri prin care să ajungă și ei în aceeași realitate de lumină și de bucurie numită Rai. A dragostei, realitatea dragostei cu Hristos și cu oamenii, că așa au trăit moșii și strămoșii noștri. Sigur că ne ajută și Maica Domnului, pentru că trăim în grădina Maicii Domnului. Suntem fiii ei și e cel mai mare dar pentru noi creștinii să știm că avem mijlocitoare pe Maica Domnului înaintea tronului ceresc. Maica Domnului, cea care n-a lăsat pe nimeni fără răspuns la nicio problemă vreodată. Nu există om pe planetă care să-i fi cerut ajutorul, sprijinul Măicuței Preacurate. Auziți ce frumos i-a zis poporul român, mai frumos ca oricine, Măicuță. Nu există sinonim în alte limbi. Mother e mother. Mam, nu. Nu sună. Măicuță. Măicuță, i-a zis poporul Maicii Domnului. Și ea n-a lăsat pe nimeni fără răspuns dintre cei care au alergat cu credință. De aceea, având în vedere că tema întâlnirii noastre este aceasta, rugămintea de a face totul ca să nu pierdem calea, împreună cu părinții, împreună cu slujitori, cărora îl mulțumesc încă o dată, în final, facem o rugăciune pentru România și pentru Europa și pentru lumea întreagă, ca să se milostivească Dumnezeu la mijlocirile Maicii Domnului să ne ajute să nu pierdem calea cea împreună cu Hristos care duce în veșnicie. Amin. Reminăm să fim asta. O, Măicuță Sfântă, te
acest neam de demon nu poate fi izgonit decât cu post și rugăciune. Rugăciune neîncetată și cântare câteodată. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Vă mulțumesc din toată inima. Mulțumim și corului care a cântat atât de mult, să nu uit. Mulțumim părinților pentru dragostea care ne-a primit. Mulțumim autorităților, domnului președinte, domnul vicepreședinte, domnul profesor, părintele inspector. Mulțumim lui Dumnezeu mai presus de toate că ne îngăduie bucurii de acestea de a ne întâlni inimă lângă inimă și a face act de mărturisire a dragostei față de neam și față de Dumnezeu. Amin.